Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod dintr-un nou joc aici pe care băgăm hack-uri. De data aceasta este vorba despre Destiny 2. Mi-a dat acolo prietenul nostru, maniacul, încă un cod pe care să-l testăm pe un nou joculeț. Bă, băieți, vă zic sincer, am jucat, deci prima dată când am jucat jocul ăsta a fost azi dimineață la ora 7. Eu nu dorm de 2 zile, cred că, și sunt mor de oboseală și sper să iasă ceva pe jocul ăsta. Sper să pot să fac un kill. Am văzut că playerii sunt destul de bunici, am jucat câteva meciuri, am văzut că playerii sunt destul de bunici, să zic așa. Am făcut rost de aici de un cont ăsta super șmecher de Destiny 2. Nu știu prea multe despre acest joc, deci să nu mă condamnați, vă rog frumos, dacă nu joc bine. Aveți link de la hack în descriere ca de obicei. Dați și voi acolo un like să facem 1000 de like-uri la acest episod. Dacă mai vreți episoade de genul în continuare, o să încep acum prin a vă prezenta cheat-ul aici în meniu, să vă prezint câteva feature-uri pe care le are și după aia o să intrăm într-un match să îl testăm. Hai să vedem, bă, băieți, dați-vă și voi acolo. By the way, m-am uitat în statistici și am văzut că 45% din oamenii care se uită la videoclipurile mele nu sunt abonați, bă, băieți. Eu am văzut că mulți youtuberi zic chestia asta. Bă, fraților, dar chiar așa îi să mor eu, deci din 45% din voi care vă uitați la videoclipurile mele nu sunteți abonați, așa că acum în momentul ăsta dați stop la videoclip, dați like și după aia dați înapoi start. Hai să vă văd. Și subscribe, neapărat like și subscribe. Gata, am așteptat destul, bă, băieți. Ăsta este meniul de la cheat, este meniul pe care l-avem și la Warzone, practic este același cheat de pe Warzone, doar este pe Destiny 2. Meniul nu este, nu știu ce, v-am spus că deja la jocurile astea pe care este mai complicat să-ți bagi hack, nu se axează, băieții, așa de mult pe design, cât se axează pe securitate, adică să nu-ți iei bani, adică vă vedeți că eu joc pe un cont cu 600 de ore, cu level 40, deci joc pe un cont destul de bunicel, cu 35 de jocuri, are multe chestii, joc pe un cont destul de bunicel și da... Eu zic, fraților, că acesta e cur, adică nici măcar pe Warzone, care are un anticip super, super bun, nu mi-am luat încă ban cu cheat-ul acesta, deci vă recomand din toată inima acest cheat, bă, băieți. Dați și voi acolo like, hai să vă prezint meniu, deci cam atât, are aimbot, misc aici, aveți infinite ammo, asta e o chestie super, super șmecheră. Adică gândiți-vă, băieți, în meciuri online să ai gloanțe infinite, efectiv, tragi când vrei, tragi cât vrei, mamă, nici nu, hai de cap, e cea mai OP chestia asta, mi se pare cea mai șmecheră. Avem vizuale. Clar, astea vedeți oamenii prin pereți, e aimbot-ul care o să puteți să încopiați setările, adică puteți să vă uitați aici și să faceți exact setările pe care le am eu, ca să nu fie complicături. Și haideți să intrăm într-un meci, bă, băieți, o să intrăm la un 6v6, pentru că ăsta mi se pare cel mai jmecher. Dăm launch și așteptăm aici să ne bage. Mă scuzați că am început iară să nu mai postez așa de zilnic, dar am avut niște trebuțe zilele astea, bă, băieți. O să încep de acum și o să încerc cât de mult posibil să testez cât mai multe cheat-uri și pe CSGO, pentru că, da, vreau acum zilele astea să fac rost de un nou cheat tot așa de legit. Am văzut că vă place de mult, destul de mult seria aia cu Premium Cheat Review, deci o să încerc să mă axez așa cât mai mult și pe seria aia, să nu o las baltă ca alte serii. Adică am mai făcut până acum chestii de astea, să las așa efectiv baltă unele serii și... Na, mi s-a părut destul de nașpa chestia asta, adică să vă prind așa o serie să vă placă super mult și după aia să o abandonez, na, nu e o chestie tocmai șmecheră să vă fac vouă. Hai să așteptăm, mă, băieți, sper să mă găsească meci cât mai repede. Nu știu, acum ne caută Evaluating Guardians, Searching for Guardians. Hai să așteptăm, mă, băieți. Bă, băieți, ne-a găsit meci, acum ar trebui să ne bage, aceasta este mica tranziție. By the way, am uitat să vă zic, în caz de nu știți ce acest joc, adică... Na, în caz de nu ați jucat unii dintre voi acest joc este gratis pe Steam, mă rog, puteți să cumpărați și DLC-uri și multe chestii de genul, dar jocul în sine este gratis, ceea ce este o chestie iară super șmecher, adică dacă vreți să vă apucați de un joc nou și nu știți pe ce joc să mai băgați sec, aceasta este varianta potrivită, bă, băieți, mă scuzați dacă mă mai încurc la vorbit sau dacă mai fac chestii de astea, să trag aer așa în mine în microfon, sunt efectiv foarte, foarte obosit și nu știu de ce sunt obosit, adică având în vedere că, na, nu prea, cam trag de timp așa, adică în ultimele zile, în loc să stau să filmez pentru voi mai mult, m-am jucat, oricum acum stați liniștiți, bă, băieți, eu m-am apucat de 5M recent, am început să mă joc ca disperat-o 5M, dar mi-am luat bani pentru că am făcut bug abuse, adică am abuzat de un bug pe un server de hard roleplay și... Mi-am luat bani, dar de ce avem sonorul așa? E de la căștile mele? Nu, what the fuck, Romania, 3 cars of police. Stați numai un pic. Ah, ok. Gata, mă, băieți, aveam eu microfonul dat, microfonul, doamne, sunetul dat la minim. Haideți, bă, băieți, să mă concentrez aici, să vedem cum îi batem pe băieții ăștia, pentru că e destul de complicat, pentru că băieții joacă super, super bine. Și va trebui să mă concentrez totul pe ăsta, ce puteri își dă. Băi, băiatule, nu-ți mai da, mă, puteri. Stați așa, mă, băieți, că eu sunt mai nab așa pe jocul ăsta, sunt mai nablești, trebuie, eu joc doar așa cu armele, practic, și mi-activez eu aim-ul, știți ce zic? Ia uite-l pe ăla.
Eu sunt mai înablet așa pe jocul ăsta, deci dacă... Bă, ne capturează punctul, bă! Bă, gata, asta mă omoră, eram sigur, pentru că eu nu știu să folosesc puterile. Adică știu să le folosesc, dar nu știu când să le dau și cum să le dau. Nu, nu-i problemă, bă, băieți, ne respawnăm acum. Și o să-i o dau, deci stai să vedem, de pe F, am Milo de pe F, coaie. Ok, ăsta e mort, you are a dead man, l-am omorât pe băiatul ăsta, ok. Este destul de complicat jocul ăsta dacă nu știi să-l joci, pentru că e ca un fel de League of Legends. Adică pe League of Legends degeaba dai tu acolo spamezi click-ul. E ca și cum eu acum aș intra pe League of Legends și aș spama click-ul. Nu știu dacă... Trage din dreapta, a futus rasa, mă, ti-mi-ai dat din dreapta, mă, băiate, mă. Băiete, mamă, dar ăștia au acolo, vedeți nivelul ăla 1292, ăștia au nivel mult mai mare decât am eu. Nu înțeleg de ce m-a băgat cu nivel așa de mare. Adică eu am 1030 pe caracterul ăsta, ceva regenul, și m-a băgat cu ăștia nebuni de 1300. Sau probabil, nu știu, chiar nu știu de ce depinde exact aici toată chestia asta. Ioi, mamă, dar ce mi-a dat acolo, mă, frate, mă? Doamne, trebuie să învăț, da, nu, că trebuie să învăț acum pe secundă să-mi folosesc puterile. Ok, ăsta e Milu. Ce mai am? Z, X, nu, mă, de pe ce? De pe F. De pe F e iară Milu, deci nu înțeleg, mă. Deci eu nu pot să înțeleg, mă, de pe ce-ți folosești puterile, mă. Vine Anderson ăsta, gata, Anderson, ești mort, trăiți, iar și tu. Ah, ok, ăla era tot Anderson, aparent, dar era mort. Bă, băieți, eu nu știu să-mi fac... Yo, l-am omorât. Mai eu, ăla e tot Andia meu. Sau cum îl chema. Vedeți acolo că eu am gloanțele în dreapta jos. Bă, am omorât doi player. Nu știu cum de-aia am omorât. Vedeți că acolo am gloanțele 100 din 462. Și eu când trag, efectiv, nu mi se consumă niciun glonț. Ceea ce este o chestie super șmecher asta cu infinite, mă, frate. Adică, efectiv, dacă ești nab ca mine, uite ce o să-i sar la ăsta în cap și o să-l mor. Nu înțeleg cu ce mi-a dat. Aparent are o armă cu explozibil. Ce vrea să văd, mă, eu n-am alte arme. A, ba da, am. Ce zbura fraierul, m-ați văzut, mă, asta e șmecher rău de tot arma, ia fiți aici, aici. Șponc. Mama, asta e super OP arma, cu aia ești nebun la cap, ia fiți aici. Șponc, șponc, șponc. M-am bubuit singur, l-am omorât și pe ăla, dar aparent m-am omorât și singur, dar arma asta este super OP. O să joc ca nesimțitul doar cu arma asta, să-i bubui pe băieți cu aim-ul, ești nebun la cap. Le dau cu aim-ul în cap, bă, băieți. Ați așa, ok, deci ce uia nostru, trebuie să capturăm aul, opa. Opa. Ok, defeated zone advantage. Bă, ce? Adică am avantaj la zonă, ioi, mi-o dat cu dăla, mă! Doamne, futu-s rasa, măte. Stați un pic, bă, băieți, că suntem prinși aici, în mijlocul acțiunii. Mi-a dat cu explozibil de la de manghi. Aud ceva, ok. High blaze. Ok. High blaze-ul meu. No, iar mi-am dat singur, doamne, voi vedeți, băi, coaie, cât de prost pot să fiu. De ce mi-am dat în... Da, aparent ai o armă cu explozibil și aparent dacă tragi prea aproape de tine, poți să mori. La asta nu m-am gândit. Și totuși cred că am dat. Ok, i-am dat damage, bun. Și acum o să luăm chestia asta și o să-i dăm. A, căcat, s-a dus, a scăpat de mine. Frate. Asta o să mă omoare, asta o să... Ba nu, nu m-a omorât, l-am omorât. Bine, bă, băieți, hai mă că joc mai bine pe video decât jucam off-camera aici, nebun la cap. Deci off-camera, nu știu dacă mă credeți, dar jucam mult mai prost. Deci jucam mult mai prost off-camera, n-aveam nicio treabă cu jocul. Și acum văd că-i bat pe băieți. Bine, îi bat așa, stilul kamikaze, știți ce zic. Și jocul ăsta nu se, nu cred că se prea joacă kamikaze. Ok, unul mort, cred că doi morți. Ok, și s-a dat teleportul, unul ăsta e de la mine. Bun, avem au, bă, băieți, avem au. Bun, mamă, dar nu înțeleg nimic de aici, uite-l pe Blaze. Băieți, mamă, stai pe mine, să morești, sara, mă. Gata. Erau trei pe mine, chiar aici, chiar n-am ce să le fac, nici dacă eram cel mai bun player din lume și îi rupeam și trebuie totuși să-mi dau sunorul mai aici. Stați numai o secundă, bă, băieți, că mă, cred că vă rupești pe voi la oreche, așa e? Gata, 20%. Cred că așa este, the best of the best. Ok, pe Snowbeer ăsta am impresia, asta e explozie. Nu, Snowbeer ăla, Snowbeer m-a omorât în halul ăsta. Eu am crezut că mi-am tras cu explozibil. Bine, dar nu știu, ăsta e explozibil? Ăsta nu e explozibil, ăsta e un shotgun. Asta este SMG-ul și ăsta o să mă bată. Da, îi dau și eu cu Milu, i-am dat cu... Uiu, ce putere am putut să-i dau. Uai, ăsta e scut, bă. A, am scut, bă. Fii atent ce-i fac. Fii atent, futu-s rasa, mătii. One, gata. Gata, mă. No, și cu tot cu puterea mea, totuși a reușit să mă moare într-un fel. Cred că trebuia să mă duc mai aproape de el să-i dau puterea, așa-i? Adică eu am văzut că m-am dus cu o chestie de gheață spre el, dar hai să sărim și noi aici. Cred că totuși trebuia să-mi dau puterea aia Ok, Anderson, tu ești mort, Anderson, am picat în gol. No, bravo, Raul. V-am spus că nu-s așa cu jocul ăsta, bă, dar totuși pe al doilea loc, cred că. Acolo în dreapta la control ți-apare pe ce loc ești? Bă, ești prost, ești pe al doilea, bine, având în vedere că am cituri, cred și eu, să ai shotgun, ok, nu vreau shotgun. Nici asta cu explozibil, sau să jucăm cu explozibil, oare, să fim nesimțiți. Nici nu știu, mă, băieți, să fie nesimțit, să fim ca lumea cu jucătorii. Adică totuși e un joc în care încă nu i-am cunoscut comunitatea așa de bine și totuși băieții joacă super bine. Ok, l-am omorât pe unul, Kaya. Pe mine mă cheamă Kaya, ca să știți acolo cine, pe cine omor, știți ce zic. Gata, încă unul mort, încă unul mort, bă, băieți, și mai e unul jos acolo care vine și o să moară și ăsta. Ai murit și tu, mă, frate, ce ai făcut? Asta nu eu l-am omorât.
Nu, eu l-am omorât pe Blaze ăsta, sau? Nu, Blaze l-a omorât pe ăla. Ok, cred că i-a dat cu cuțitul în gât sau ceva, și după aia și-a dat mare putere și a dispărut. Ești nebun, ăsta o să moară. Ok, salut, frate. Mi-a furat kill-ul, mi-a furat kill-ul din față. Anderson, ești afecă, așa că o să mori. Ai murit și tu, mă, frate. Băi, super șmecher jocul ăsta, mă, băieți. Mie chiar îmi place, numai că trebuie învățat să-ți folosești puterile, să-ți folosești toate nebunile, să schimbi așa arme, să-i dai un explozibil, după aia să intri așa pe el. Ești nebun, trebuie toate căcaturile astea învățate. Dar oricum, dacă aveți hack, o să puteți să jucați, să-i bateți pe băieți cât de cât până vă învățați. Că și cu hack, credeți-mă, că o să vă învățați să vă folosiți puterile, pentru că la un moment dat o să ajungeți la un nivel așa de bun încât nu o să mai puteți juca fără putere. Adică, uite, eu sunt cam între nivelele alea, între nivelul de noob și între nivelul de pro, să zic așa, și băieții deja încep să știu să-și folosească puterile și nebunile astea și vedeți că eu degeaba încep să trag ca nebun în el, că dacă nu știu, dacă nu știu să-mi folosesc puterea și să le fac și eu la ăștia de ăștia cum mă îngheață ei pe mine și nebunii de astea, n-am ce să le fac, n-ați văzut că pe mine, ia uite-l pe ăla. Uite, vedeți, dacă tragi nu iei mult damage, trebuie să-i dai cu puteri. Gata, te-ai dus, haha, și mi-a părut că eu l-am luat și am luat eu kill-ul și ăsta e mort, iară și el, sau mă moară? Nu, l-am omorât, păi da, cum naiba. Da, bă, băieți, dar jocul ăsta te ține așa băgat în priză. Trebuie. Bine, eu nu. Mama, au avantaj, coaie. Au avantaj. Gata, mi-a dat gheață. N-am mai putut să dau unul, am încercat să dau unul. Au avantaj, băieții. Noi avem 92 de puncte și au 105 puncte. Deci totuși ei au un avantaj. Trebuie să facem ceva în privința acestui avantaj, să-l omor pe ăsta cum ar fi. De ce s-a oprit din tras? Pentru că am lăsat eu click-ul probabil. A băgat gheață. Fie ce-i fac la asta. Tu, zgura, mătici, grijania, gata, ești mor și tu ești mor și tu, mamă, câți oameni. I-am omorât pe toți. Bine, bă, băieți, mă. Hai, mă, că gloanțele astea infinite e casă, ești nebun la cap, ok. Ok, mi-a dat de la de gheață și o să mă duc în partea asta și îi dau explozibil și nu l-am omorât din păcate cu explozibilul, dar nu-i problema că mi-a dat un explozibil și ăsta vine pe noi și l-am omorât. Nu l-am omorât. I-am dat foarte mult damage aparent, dar what? Așa de repede? Cred că îi se recuperează viața așa de repede că mă omoară pe mine. Gen, când omori un player sau ceva, cred că ți se recuperează viața foarte repede, dar noi totuși avem 92 de puncte și ăsta mă omor, dai dau milu. Uiolo. No, tot el mă. Presunul. No, bine, mă. De ce mă mai pune să apăs 1 dacă oricum ăla vine? Old Bulgarian style, cum scrie acolo. De ce mă mai pune să apăs 1 dacă oricum ăla vine și mă sparge? Mă îngheață și după aia mă fute una și mă sparge. Ok. Ok, ăsta e de-a meu. Salut, mă, frate. Vino să te bubui. Ți-am dat în cap cu buiala, frate. De ce am shotgun-ul, coaie? Ăsta mă omoră. Ba nu, apare nu mă omoră și ăsta vine și Anderson înapoi și mi-a dat cu mare chestie, dar eu l-am omorât înainte ca el să mă omoare pe mine. Dar totuși ei câștigă primul meci, apare, mă, băieți, dar eu cred că o să fiu pe primul loc sau ceva aici, nebun la cap, i-am rupt pe ăștia. De fapt, nu știu, poate o fi un de la cu triple kill-uri care joacă ca nebunul, dar eu totuși mă simt bun cu hack-ul ăsta. Știu că o să vă enervați acum pe mine, dar mă simt zeu pe jocul ăsta, având în vedere că e prima dată când joc un joc de genul ăsta cu puteri, cu nebunii de astea. Adică gândiți-vă că am încercat să joc și LOL, am jucat două meciuri și efectiv n-am mai vrut să aflu nimic de jocul ăla, dar gândiți-vă că totuși, uite, joc Destiny 2 și uitați câte kill-uri pot să fac cu hack-ul ăsta și mă simt atât de bine că joc și în sfârșit un joc de ăsta RPG și RPG și joc așa de bine, deși nu joc eu, adică eu doar dau click dreapta și încep să trag și ținta mi se pune automat, dar ăsta a dat ceva putere și a dat ceva acolo nebunul, dar o să-l decapitez, fiți atenți aici ce fală ăsta. Pong! Spong! Sunt mai mulți, nu, fii atent, mori! Mamă, n-am murit de la explozibil, coaie. Nu știu la cât, nu de pe tab. Nu știu la cât scor câștigă ei, mă, băieți, că iau 145, noi 102. One minute! E după timp, bă! E după timp, poate apucăm totuși, bă, băieți, să facem. Asta m-a luat aici, că și-a băgat mare putere, și-a băgat mare zi de acolo și o să încerc. Mamă, vedeți că am dat-o bine aici, vedeți că am dat-o bine rău de tot. Gata, dar ce... ok. Am jumate viață, mi se regenerează, așa e? Au câștigat ei, mă, băieți, cred că your team lost. Fuck! Și eu totuși pe ce loc sunt? Nu pot să aflu pe ce loc sunt? Da. Aparent băieții și oricum joacă super bine, dar your team, ok, și eu sunt pe locul 2. Opponents, mamă, 27 de kill-uri. Da, mă, da, a venit Blaze de la ei cu 35, cu 30, la noi să moară Bibi. Dar tot eu sunt pe primul loc, bă. Dați-vă și voi aici, mai că el are zona advantage-ul ăsta mai mare, dar eu am mai multe kill-uri decât băiatul ăsta. Bine, probabil pentru că eu am jucat doar la kill-uri, n-am jucat neapărat. Adică, cred că scopul totuși în jocul ăsta, adică în game mode-ul ăsta era să capturăm toate punctele alea. Și cred că cu cât stăteai mai mult în punctele alea ca să le capturezi, cu atât primeai mai mult punctaj și avansai pe scoreboard-ul ăla. Dar în final, hai să vedem, mă, băieți, mai jucăm în combi și mi se pare super șmecher, bă, băieți, acolo să mă bat cu aia ca nebunul și oamenii dau tryhard și folosesc puterile și toate nebunile alea și vin eu cu hack-ul, dau click dreapta, trag și ești nebun, n-a rezolvat problema. Suntem 7 din 12. Hai că așteptăm încă o dată să ne găsească meci și mai intrăm la un comic. Mi se pare super funny, bă, băieți.
Gata, bă, băieți, ne-a găsit și al doilea meci. Acum se face tranziția aia nebună cu nava asta. Bă, sincer, ăsta e genul de joc pe care cred că aș încerca să-l joc și fără hack. Eu acum nu joc pe contul meu main, oricum. Am încercat prima dată să-mi bag hack-ul pe contul meu main, dar a fost un tutorial super complicat și am zis, bă, frate, eu nu stau să fac tutoriale la un joc pe care o să-l joc cu hack. Dar totuși, din ce am jucat eu înainte de episod, că am jucat vreo 3-4 meciuri de genul, cum am jucat în acum în episod, am jucat și înainte vreo 3-4 meciuri în genul ăla și... Bă, mi se pare destul de interesant și de jucat fără, dar totuși trebuie să intru pe contul meu să-mi fac tutorialul, toate nebunile alea, deci e ceva un pic de lucru, așa, știți ce zic? Deci capture the zones and defeat your opponents. Ok, deci noi acum cred că trebuie, nu mai știu dacă înainte noi eram mai albaștri sau roșii, dar aparent hai să capturăm zona, hai să stau și eu în zonă mai mult, așa, deci noi suntem acum cu asta, bun, și trebuie să stăm să le dăm defeat. Ok, capturing, asta am capturat-o și o să le dăm la băieți de aici. Ok, am picat, tocmai ce am picat, nu știu cum am picat. Ok, aș folosesc puteri de alea. Mamă, uitați ce a băgat, uitați ce a băgat. Uite, vedeți ce puteri bagă. Nu știu dacă era gheață sau ceva electroșoc sau nu știu ce ar vrea să fie și ăla tocmai m-a luat. Ah, dar și eu l-am luat pe el. Deci mi-a tras altul. Ok, hai să încercăm să jucăm acum mai defensiv un pic. A, pot să schimb și view-ul ăsta nebun. Ok. Hai să ne luăm un, hai că jucăm mai defensiv. Dacă e, ne luăm direct ăsta aici nebun la cap, că am și uitat de el. Ne luăm și încerc să le dau. Uite, eu sunt pe punctul A, punctul C al nostru. Deja, ok, hai să-l omorâm pe ăsta. Ok, nu pot să-l omor cu asta. Trebuie să jucăm totuși mai. Ok, am luat 26, bam. Hai, mori, mă, bossule. Dar dacă îi dau așa peste asta, nu merge? Ba da, merge, coaie. Holy shit. L-am omorât peste asta, lol. Cât de șmecher a fost asta, bine, m-a ajutat foarte mult wall-ul aici. Care-i arma? Asta e arma, bun. Capturing, am capturat și a doua zonă și acum pe eu să-i spawneze la zona 3. Care, da, desigur, e al lor. Pentru că pe ei începe să-i spawneze acolo. Ok, ăla mi-a dat mare slide, dar l-am omorât. L-a omorât colegul meu, aparent. Ok, hai să mergem să capturăm și zona A, dar eu să ne ia C, uitați-mă, ce eram sigur că o să ne ia C, pentru că ei când noi ne ducem spre A, încep să spawneze la C. Ok, o să stau și eu aici să iau zona A, sper să nu vină băieții. Cred că o să vină când o să vadă pe ăsta, că ei vă primperez cum văd și eu C-ul și alea și când o să vadă că au ei capturat o să vină. Dar aparent n-au venit. Oh, mi-a dat zona advantage, ok. Hai să ne bă, băieți, că o să vină băiatul ăsta aici. Ioi, ce mi-a dat-o. Ioi, Doamne Iisuse. Ok, îți mai ies cu doi băieți aici, dar nu-i problema, să ne bossule. Bong. Pong. Încerc să le dau cu nebunia asta. Mamă, cum mi se duce imu de direct pe ei. Gata, mi-am dat singur cu aia. Stați un pic să mi se regenereze viața, că mi-am dat singur ca prostul aia. Ok, mamă, ăla ce a făcut, m-a zburat? What the fuck? Băi, ăla zboară? What? Dicoi, ăla ce face, mă, băieți? Că nu înțeleg absolut nimic ni ce face, dar cred că o să-i omor pe băieții ăștia doi. Aoleu, prea mulți, nu, că vinești din lateral. Hai mă, frate, îți dau un mil. Mamă, nu l-am omorât. Încercat, uite, mare viață full. Cum de are el viață full? Bă, ăștia care știți să jucați bine jocuța, spuneți-mi și mie, cum avea băiatul ăla viață full? Băi, băieți, viață chiar full? După ce am tras cu arma vreo 20 de gloanțe în el. Ok. Am tras vreo 20 de gloanțe în el și mai l-am, i-am mai și dat mil de ăsta nebun cu cuțitul. Și totuși, el, printr-o magie, avea viața full. Ok, au pus acolo portal, dar niciun portal nu vă poate salva de bombele mele, bă, băieți. Aha, aha, ce faci, bossule? Dar nu cred că... Yes, l-am omorât, cred că, pe unul. Și acum o să mor și tu, băi, bossule, l-am omorât. Da, l-am omorât, dar m-a omorât și el. Cum daiba? Aaa, deci eu l-am omorât pe el și el fix cu o jumătate de secundă înainte să mor și-o da cuțit, o da cuțitul spre mine. Și înainte să mă lovească cuțitul pe mine, eu i-am dat ultimul glonț, glonțul decisiv. Deci în jocul ăsta se pot și chestii de astea, să gen să el se omoare pe tine și tu să-l omori pe el în același timp, aparent. Dar avem avantaj, acum avem mult mai multe puncte decât ei, deci trebuie să ținem de avantajul ăsta. Tocmai ce am zis că trebuie să ținem de avantajul ăsta și mi-am luat mare headshot de la el. Da? Sau nu, n-avem avantaj, stați un pic. Că eu din câte văd, noi suntem albaștri. Deci noi suntem albaștri, cred că tot timpul suntem albaștri, cred că adică culorile alea te diferențiază de inamici, cum ar veni. Adică tot timpul inamici o să fie roșii, nu știu de ce am eu impresia asta. Ok, hai să nu-l lăsăm pe prietenul meu să moară. Cum dau și mă slide-uri de astea nebune? Ok, ăsta e de la noi. Mamă, câți de la noi sunt aici. Păi și hai să mergem pe amă, băieți, să-l capturăm, nu? Ok, și o să ia C-ul acum. Eram sigur, mă. Bă, dar tot timpul mă enervează chestia asta. Că noi când mergem spre apă, ei spawnează pe ce? Păi spawnează, frate, dacă e zona noastră, sau o să mă moare aici, că mi-a dat mare putere. Deci, uite ce put... What the fuck? Ce putere a putut să-și dea omul? Coaie! Da, n-am înțeles nimic din puterea. Efectiv s-a ridicat în aer, i-a zburat drag cu plasmă din mână și cam atât au fost puterea aia. Ok, stați așa un pic aici, o să jucăm un pic mai hardcore așa. Spong. Hai mă, frate. Hai mă, dar să-i shotgun, nu coaie, eu vreau explozibilul. Ba nu, ok, unul mort. Și totuși eu o să vreau să-i dau cu explozibilul la ăsta. Spong. 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 L-am omorât pe băiat, l-am omorât, yes, și l-am salvat pe a meu. Ce bine mă simt că l-am salvat pe a meu și ăsta o să mă moare, care burst. A, ba nu, ba nu, ba nu.
Hai că am viață, am viață să-l omorși pe ăsta. Am viață, ok. L-am omorât pe băiatul ăsta. L-am omorât pe băiatul ăsta, bravo. Oh, shit, a venit din spate și mi-a dat putere. Haideți, mă, băieți, că în meciul ăsta suntem super, super avantajoși. Nu știu de ce am zis avantajoși, am zis de acolo, de la zona advantage-ul ăla. Mai sunt foarte obosit. Dar avem zona advantage-ul ăla, ceea ce este o chestie super, super șmecheră. Și eu o să încerc de acum să fac cât mai multe kill-uri, având în vedere că băieții mei au zonele. Ca să facem scor, cred că kill-urile se pun la scorul ăla de sus. Ok, două kill-uri, da, cred că kill-urile. Hai să capturăm zona asta, păi dacă suntem aici, dă-le drecu de kill-uri și ne pun să-l ajut pe băiatul meu să captureze zona până nu vin malacii pe aici. Mamă, dau C-ul ei, mă. Ei șmecher, mă, băieți, ei au C-ul, mă, băieți, mă. Ei au zona C, mă, băieți, mă. Păi ce fac? Yo, ia uite, mă, cât sus, ia uite, mă, cât sus. Ok, ok. Ok, n-am omorât pe nimeni aparent. Hai, 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 l-am omorât pe unul. Oh, 5 kill streak, hai că dăm și o grenadă. Cred că mai omor cu unul. Nu, nu l-am omorât pe nimeni cu o grenadă, dar o să-l omor pe ăla. Tocmai ce l-am omorât pe ăla, ok. Ba nu, nu l-am omorât eu. Oh, fuck. Mamă, dar nu mai înțeleg nimic de aici. Ok, o să vină băiatul ăsta pe aici, așa că o să-și ia. Nu știu, mă, băieți, eu sunt mai mult cu jocurile astea, așa tare Call of Duty nebuni, care nu-ți trebuie puteri și tot felul de chestii de astea nebune. Și da, l-am omorât pe ăla, dar și el. Uitați, mă, băieți. Deci eu l-am omorât pe ăla și el pe mine. Uitați-vă stânga jos acolo la kill feed-uri. Deci e incredibil așa ceva ce se poate întâmpla în jocul ăsta, bă, băieți. Eu sunt mai mult, am uitat să termin ce am început să zic. Eu sunt mai mult cu shooter legend Call of Duty, ce se gone nebunii de astea, care nu trebuie, nu știu ce puteri să dai tu pe F, să dai tu pe nebunii, știți, în care efectiv te dai și tragi în el, știi? Alea sunt shooterele mele preferate pe care le-aș juca, adică gândiți-vă, mă, Call of Duty, bă, băieți, Black Ops 2 l-am jucat efectiv ani întregi, bă, băieți, am drecu 2000 de ore pe contul meu Black Ops 2. Și Black Ops 3 l-am jucat vreo 1000 și ceva de ore, dar nu s-au mai lansat jocuri faine, mă, băieți. În ultima vreme nu m-a mai pasionat niciun joc efectiv. Nu știu dacă e neapărat că am crescut eu sau poate mi-a schimbat gusturile în jocuri sau ceva, dar nu mai zic, mă, eu vreau un joc de la chill pe care efectiv să stau să farmez mai mult. Uite cum e 5M, eu stăteam, lucram acolo, farmam bani, n-aveam nicio treabă, știi? Plac jocurile astea, victory, mă, băieți, aia zic, tati. Bă, cum adică victory? Stai un pic, păi de ce nu se termină meciul? Uite, trebuie să ne batem cu ăștia sau care e faza? A, gata, mă, uite cum mi s-a blocat aimul pe capul lui, bă, băieți. În sfârșit am câștigat și noi un meci. Bă, pe meci, pe episodul ăsta am pierdut un meci, am câștigat un meci, știți ce zic? Fraților, câte kill-uri am avut meciul ăsta? 26, primul din echipă. Bine, mă, băieți, sunt advantage 20, mă. Bine, mă, hai, mă, băieți, că încet, încet începem și noi să jucăm acum, să ne mișcăm un pic. Bă, fraților, dacă mai vreți episoade, dați un pic, eu să ies, că nu 5 caracter, ok, confirm, ok, bă, băieți. Am ieșit repede să-mi schimb caracterul pentru că nu mai vreau să joc, acum vreau să mi-au rămas bun. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă vreți să promovăm cheat-uri pe mai multe jocuri, în afară de CSGO, CSGO oricum o să rămână main pe canalul ăsta, adică nu vă speriați. CSGO oricum o să rămână o serie care întotdeauna, cât va exista canalul ăsta, va fi CSGO. Atâta timp cât este un joc care, na, pe ăsta care vă place și vouă să-l jucați. Și ce zic, pentru că, na, o să vă dați seama că o să fie și un sfârșit al CSGO-ului, dar până atunci eu nu o să mă opresc niciodată, bă, băieți, deci nu știu, vă speriați așa când vedeți că postez videouri cu alte jocuri, ziceți, bă, frate, ce postezi, mă, postează CSGO, stați mă liniștiți, bă, băieți, că vine și CSGO, CSGO nu o să se încheie niciodată seria de CSGO. În fine, sper că v-a plăcut acest episod.